Bună seara, cred că da, mereu se poate mai bine. Și vreau să mulțumesc echipei, fiindcă fără echipă nu puteam să am această reușită. Și vreau să felicit și staff-ul, fiindcă am făcut o muncă foarte bună și până la urmă a fost o victorie meritată. Cum te-ai simțit la prima întâlnire cu fanii Universității Cluj? Spune asta pentru că a fost primul meci pe Cluj Arena. Da, fanii sunt extraordinari. Din minutul 1 până minutul 90 ne-au susținut și ne-au dat mereu puterea din tribune. Te felicit pentru alegerea făcută, venirea ta la Cluj și dacă au mai fost și alte oferte, propuneri pentru tine înainte de a accepta oferta Universității. Mulțumesc. Au fost câteva echipe, dar eu am considerat și împreună și cu patronul FCU, am considerat că aceasta va fi cea mai bună opțiune și nu am dat greș. Tu ești împrumut sau care? Da. Ești împrumut? Da. Cum te simți cu în vestiar, cu jucători precum Nistor, Kipciu, Ovidiu Bic? Cu echipiere și staff-ul m-au primit foarte bine, călduros. Nu au fost probleme de integrare, să zic așa, de adaptare, dar au o atmosferă foarte frumoasă aici în vestiar. E o onoare, sincer să fiu. Îmi place cum e ca persoană, ca caracter și chiar sunt sigur că vom atinge mult obiective mari în acest sezon. O concurență acerbă în atacul Universității Cluj. Tu te gândești la, să spunem așa, avantajul acela că ești încă eligibil pentru regula Under 21 sau nu, dimpotrivă te lupți de la egal la egal cu celălalt? Încerc să omit această regulă, fiindcă, da, îmi dă un avantaj, dar totuși avantajul acesta se va termina odată și odată și totuși cred că e timpul să demonstrez prin calitatea mea și concurența, desigur, e întotdeauna binevenită. Concurența te face să progresezi și să fie o concurență pozitivă, adică să nu fie negativă, cu echipierii să fie întotdeauna, e binevenită, să zic așa. Au trecut două etape, ai deja două goluri. Cum ar fi să continui cu o medie la fel de bună, să spunem, cu un gol pe meci? Acum, cea mai greu la un fotbalist e continuitatea și degeaba dau acum două goluri dacă tot sezonul după aia nu mai dau niciun gol. Încerc să mă concentrez nu doar pe goluri, dar și pe a ajuta echipa în timpul meciului, pasă de gol, spații libere, încerc prin contribuția mea, încerc să dau totul pentru echipă și dacă la final de meci câștigăm, eu cred că sunt mulțumit și cu asta. La Craiova ai jucat acel derby local, U-FCU, mai puțin și va fi și derbiul Clujului, U-Cluj-CFR, l-aștepți? Chiar sunt curios să văd atmosfera, sincer, atunci la Craiova, la derby, a fost o atmosferă foarte frumoasă și sunt sigur că și aici va fi frumos, dar abia aștept derbiul.